Un moment absolut istoric. Președintele ucrainian Zelenski s-a adresat în urmă cu foarte puțin timp Parlamentului European. Înainte să vorbească, liderii Parlamentului European s-au ridicat în picioare și au aplaudat minute în șir. Nu ne lăsați! Acesta este apelul pe care liderul de la Kiev l-a adresat astăzi Parlamentului European și lumii întregi. Plătim prețul vieții copiilor noștri pentru a avea aceeași viață pe care o aveți voi. Suntem constant atacați. O rachetă de croazieră a fost trasă la Harkov. Marile orașe sunt atacate. Din acest moment, piețele din orașele ucrainiene se vor numi toate Piața Libertății. 16 copii au fost uciși ieri. Poporul nostru este foarte motivat. Vom lupta pentru supraviețuire. Vom lupta să devenim membri cu drepturi depline ai Europei. Am arătat cine suntem. Nu ne lăsați. Dovediți-ne că sunteți europeni. Extrem de slăbit Zelenski atunci când a rostit acest discurs prin video call, un discurs în fața Parlamentului European, vă spuneam, a fost primit cu aplauze acest discurs, vocea deja mai slăbită, aceeași determinare în exprimare, dar trăsăturile feței vizibil obosite, președintele ucrainian, un apel disperat într-o zi în care mulți analiști militari vorbesc despre o nouă etapă a istoriei. Se vorbește deja despre mobilizarea 70% dintre capacitățile armatei ruse pe teritoriul Ucrainei, în timp ce acum câteva zile vorbeam doar despre 40%. Kievul este înconjurat, un convoi de peste 60 de kilometri format din blindate și din elicoptere stă la porțile Kievului, așteptând momentul asaltului. Deja, după cum vă spuneam, forțele militare ruse revendică supremația asupra spațiului militar aerian. Se vorbește despre o implicare, un ajutor al Belarusului în umăr la umăr cu armata rusă în atacul împotriva Ucrainei. Este o acțiune de atac pe care președintele Lukashenko o respinge, neagă că Belarusul ar fi angajat în luptă împotriva Ucrainei. Vă spuneam, s-a consumat un moment de istorie extraordinar de impresionant în sala mare a Parlamentului European de la Bruxelles, acolo unde alții reprezentanții ai Parlamentului European s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat pe Zelenski înainte să vorbească. Deja știm, cererea de aderare la Uniunea Europeană a fost semnată de guvernul ucrainian. Sunt țări, printre care și România, care s-au exprimat în favoarea depunerii candidaturii Ucrainei la Uniunea Europeană. Sunt alte țări, precum Franța sau Germania, care până în acest moment au lăsat să planeze suspansul asupra acestei chestiuni. Alexandru Todeliciu este jurnalist, este stabilit în Austria și se află în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Îi salut de asemenea pe Vladimir Ionaș, este sociolog. Ion Meioniță este de asemenea în legătură cu noi. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Îl salut de asemenea pe Radu Soviani. Radu Soviani, analist economic. Radu Soviani, într-o perioadă în care se vorbește despre un război total, un război economic total declanșat de întreaga Europa și de din ce în ce mai multe puteri din această lume la adresa lui Putin, a aliaților săi, a importantelor grupuri industriale rusești. Este Putin, până și Elveția și-a încălcat suveranitatea, neutralitatea pentru care este deja celebră, pentru a se alia sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană Rusiei. În cât timp îl poate dărâma pe Putin acest război economic, în condițiile în care ieri, la masa aceea uriașă care face deja obiectul nenumăratelor comentarii, i-a tras la răspundere pe liderii guvernului, pe liderii băncii centrale rusești, după o prăbușire fără precedent a rublei. Vom reveni la legătura cu Radu Soviani. Acum vă aud. Da, acum vă aud. Radu, nu știu dacă mi-ai auzit întrebarea.
Am auzit întrebarea, vorbeai despre efectele devastatoare asupra Rusiei și asupra sancțiunilor financiare. Eu am încercat așa să găsesc o formulare potrivită pentru ceea ce reprezintă aceste efecte asupra Rusiei. Dacă preferi, este o întoarcere la nivel financiar spre evul mediu al economiei Rusiei, ceea ce se întâmplă în momentul de față cu circuitele financiare paralizate, blocate, sau, dacă îmi permiți să-ți arăt puțin, poate fi folosită și formula de Armageddon financiar. De ce această formulă de Armageddon financiar la adresa Rusiei? Pentru că, pe de o parte, moneda lor națională, rubla, vedem doar ieri a scăzut cu 30% și avem o depreciere mai apropiată de 50%. Piețele financiare au scăzut și ele semnificativ. Vedem că investitorii din țările occidentale își pun problema nu la ce cost să marcheze pierderile din Rusia, ci să marcheze la orice cost pierderile din Rusia. Vedem ieșirea anunțată a companiei British Petroleum din participația la compania rusă și de astăzi avem o premieră pentru anumite companii deocamdată rusești, dar probabil că se va generaliza în perioada următoare, și anume bucățelele de plastic care au intrat în viața noastră și se numesc carduri, vor mai putea fi folosite de către acele companii și de către angajații lor, în principal ca să răzuiască bilete la loto, respectiv după anunțurile Visa și Mastercard de restricționare a plăților făcute de anumite companii. Avem foarte clar o problemă care ne face, ne îndreptățește să ne gândim la ceea ce înseamnă Armageddon financiar pentru Rusia. Și asta nu este totul, pentru că am nucleară, cum a fost ea numită, din punct de vedere posibilelor efecte, și anume excluderea din rețeaua SWIFT a anumitor bănci. Eu încă sunt curios dacă Gazprom Bank a fost exclusă din rețeaua SWIFT. Acelea reprezintă categoric blocarea comerțului internațional, care a comerțului internațional al Rusiei. Deci ceea ce pare să rămână din economia Rusiei în acest moment, pe fondul, din punctul meu de vedere, acțiunilor ferme ale Statelor Unite, urmate de o anumită șovăială a Uniunii Europene, urmată de o trecere peste o anumită șovăială, în special din partea Germaniei, au capacitatea să facă din economia Rusiei să mai rămână doar gaze și petrol în acest moment, cel puțin la nivelul comerțului internațional, adică undeva la 40-50% din economia Rusiei. Și văd aici o determinare, și mă bucură să văd asta, a americanilor, care este mai mare în câteva zile decât determinarea pe care am văzut-o pe tot parcursul războiului rece. Și dacă îmi vei permite, Laura, în cea de-a doua parte a intervenției mele, voi detalia și efectele pe piața din România. Este foarte interesant ceea ce spui. Cu foarte multă determinare a vorbit puțin mai devreme Roberta Metsola în cadrul ședinței dedicate acestei extrem de impresionante intervenții a președintelui Zelensky în fața liderilor Parlamentului European. Roberta Metsola vorbea despre nevoia urgentă a decuplării de la gazul rusesc a Europei. Domnule Todeliciu, l-am văzut puțin mai devreme pe Zelensky vorbind în fața Parlamentului European și poate vom reuși să îi vedem din nou chipul extrem de slăbit, liderul de la Kiev, cerând cu disperare Europei, lumii, să nu îi lase: am dovedit cine suntem, nu ne lăsați, dovediți-ne că sunteți europeni. Este unul dintre cele mai disperate apeluri lansate, iată, în această a șasea zi a conflictului, într-o zi în care se vorbește despre o întărire a forțelor armate ruse, despre un iminent asalt asupra Kievului. Se teme în momentul acesta Zelensky mai mult decât se temea la început, pe 24 februarie? Eu nu vă pot spune, Zelensky, domnul președinte al Ucrainei, se teme mai mult sau mai puțin. Ceea ce vă pot spune... Totuși există informații legate de o intensificare a muniției ruse care aduce războiul la un alt nivel. Deci vreau să vă spun că discutăm de temeri și angoase. 39% din populația Germaniei a răspuns unui sondaj forțat de luni din de televiziune RTL,
Sunt mici probleme cu această legătură. Vom reveni la dumneavoastră de îndată ce se reface o legătură auditivă ceva mai bună. Vladimir Ionaș, totuși, asta este problema în acest moment. După ce lumea întreagă l-a văzut pe Zelenski acum câteva minute spunând nu ne lăsați, dovediți-ne că sunteți oameni, pentru că noi am dovedit cine suntem, avem motive să ne întrebăm dacă în acest moment Zelenski este mai slăbit decât era la început. Este mai slăbit. Era de așteptat pentru toată lumea și probabil va fi din ce în ce mai slăbit odată cu presiunea crescendo a Armatei Federației Ruse și cu înaintarea acestora către Kiev. Este normal să vedem un om slăbit care a stat până în... acum, acolo, pe front, nu a plecat, nu și-a părăsit oamenii, le-a dat un imbold moral extraordinar. Din punctul meu de vedere, trebuie văzut care vor fi pașii următori ai Uniunii Europene și ai, tuturor țărilor din Europeană. Să vedem dacă vor fi țări care se vor opune aderării, să vedem care vor fi negocierile, pentru că, din punctul meu de vedere, poziția României este cea corectă. Odată cu aderarea Ucrainei, ar trebui să fie luată în calcul cel puțin și aderarea Republicii Moldova. Pentru România ar trebui să fie inacceptabilă. Astfel avem o datorie morală uriașă față de Republica Moldova și ce ne-ar garanta faptul tuturor întregii Europe că dacă Ucraina intră în Uniunea Europeană, să spunem, a doua zi Federația Rusă nu va ocupa Republica Moldova, tocmai pentru a stopa un viitor astfel de pas. În al doilea rând, eu nu știu care sunt procedurile. Una este Uniunea Europeană, alta este NATO. Dacă va fi primit într-o formulă din aceasta rapidă în Europeană, ce face în momentul în care țara, să spunem, va fi ocupată de Armata Federației Ruse? Ce se întâmplă? Nu cunosc foarte clar modul de intervenție sau de, nu știu, negociere al Uniunii Europene în astfel de cazuri. În al treilea rând, este un, primul rând, un mesaj care ajută foarte mult la motor, la moral Ucraina și cetățenii Ucrainei. Și au nevoie. E cel mai important lucru în momentul de față, să rămână cu moralul ridicat. Până în acest moment se vede din linia de comunicare că au câștigat războiul acesta al comunicării, al moralului, al suportului psihologic, din fericire pentru ei. Vom vedea cum vor decurge lucrurile de acum încolo. Sunt foarte multe semne de întrebare, dar eu repet, din punctul meu de vedere, România trebuie să insiste pentru a fi un pachet împreună cu Republica Moldova, când vorbim de aderare, și este de văzut care vor fi pozițiile Ciprului și a Ungariei, pentru că sunt foarte mari semne de întrebare. Da, se vorbește despre o accelerare a procedurii de depunere a candidaturii în situații. Da, într-o situație absolut excepțională. Cred că astăzi plătim un preț foarte mare pentru a avea aceleași drepturi pe care le aveți și voi. Asta ne costă viețile copiilor noștri pentru că suntem constant atacați, spunea președintele Ucrainei în urmă cu foarte puțin timp. Ne auzim mai bine, domnule Todeliciu? Bună ziua, doamnă, da, ne auzim acum foarte bine. E mult mai bine, vă mulțumesc foarte mult. Vorbeam despre starea de spirit a liderului ucrainian și despre mesajul transmis astăzi către lume. Ce va schimba acest mesaj? Probabil că emoția va face ca liderul ucrainian să fie și mai simpatizat de mulți. Dar ceea ce se întâmplă în Ucraina îi face pe alți foarte mulți, 69% din cei intervievați de Institutul German Forsak, să creadă că vor fi implicați într-un război, deoarece Rusia ar putea fi atacată de țările baltice, de exemplu. Deci sentimentul de frică, de angoasă, pune stăpânire pe Europa. Doar 20% de cei intervievați de acest institut din Germania cred că nu se va ajunge la o lărgire acestui război. În ceea ce privește Austria, situația este una destul de încordată pentru că o serie din băncile și societățile de asigurare din Austria au o expunere foarte mare pe piața rusească. Ca urmare, acțiunile acestor instituții au variat puternic la bursă. Avem o bancă, Raiffeisen Bank International, care ieri a închis cu minus 14%. Erste Group, o bancă cu minus 9,5% și OMV, cunoscută în România, a pierdut 8%.
procente. Acest lucru, sigur, nu distruge aceste societăți și bănci și societăți de asigurări fiind foarte puternice, dar bineînțeles că pe termen scurt le creează probleme. Foarte interesant analiza dumneavoastră. Radu Soviani, vorbeai despre efectele în România, efectele pe care această prăbușire a rublei și pe care sancțiunile economice impuse Rusiei le-ar putea avea la nivel general asupra Europei și la noi, pentru că nu suntem foarte departe. Chiar mă uitam la ora, mă întindeam la al doilea calculator să văd graficul cu ce se întâmplă cu dobânzile titlurilor de stat românești la 10 ani pe piețele internaționale și vedem o scumpire semnificativă a lor de la 5,7% care pe an, care oricum era cea mai mare dobândă din toată Uniunea Europeană, mai mare decât toate dobânzile din zona euro însumate, spre 6,06% vedeam puțin mai devreme. Deci creșterile sunt semnificative în ceea ce privește îndatorarea României, în condițiile în care oricum situația pre-conflict, pre-război, situația de dinainte ca ghilimele, mama Rusie a încheiat ghilimelele să facă cunoștință cu îmbrățișarea americanilor și cu îmbrățișarea forțelor care se opun totalitarismului și până la urmă se opun a ceea ce înseamnă lipsă de democrație, vedeam această depreciere semnificativă a încrederii în titlurile de stat românești din moment ce dobânzile cresc. Și mai văd ceva, dacă îmi permiți, Laura, pentru că aici trebuie să ne explice mai multă lume și mai exact ce se întâmplă. O să-ți dau niște imagini pe care aș vrea să le vezi. O să arăt ce s-a întâmplat cu cursul valutelor din regiune, cu Polonia, cu Cehia, cu Ungaria și cu România. Dacă se vede acum pe ecran, vedem depreciere semnificativă în ultima săptămână. Intervalul pe care îl vedeți este din ultima săptămână, dinspre sub 24,5 coroane pentru un euro spre 25,18 coroane pentru un euro. Ce vedeți, plus 0,16, doar deprecierea de astăzi, dar uitați-vă la grafic și la sensul graficului, uitați-vă la grafic și la sensul graficului în ceea ce privește economia maghiară și forintul maghiar. Dinspre sub 350 s-a dus la 375, s-a depreciat semnificativ forintul, deși forintul la fel ca și coroana cehă. Uitați-vă în Polonia care realmente a sprijinit inclusiv la nivel de bancă centrală Ucraina să treacă peste efectele devastatoare ale invaziei. Depreciere în ceea ce privește și zlotul polonez, deci vedeți tendința dinspre sub 4,5 spre 4,7 zlot pentru un euro și hopa, uitați-vă și la România și o să vedeți stabilitate. Ce ne spune această stabilitate diferită de regiune? Ne spune mai multe lucruri și unele dintre ele chiar nu ne plac. Ne arată că Banca Națională a României a intervenit pentru a menține leul la un nivel de 4,95 de lei pentru un euro și se văd clar intervențiile băncii naționale pe acest grafic. Bun, o să zicem, face inflația mai mică că nu se depreciază. Nu asta este problema în invazie. Problema este că Banca Națională a României acționează contrar tuturor băncilor centrale din regiune și oferă curs bun de ieșire nepenalizator prin intervenții valutare capitalurilor speculative și e de presupus, nu, că și capitalurile speculative sau mai puțin speculative rusești ies în acest moment din economiile partenere, pentru că vedem cum sunt hărțuite, cum e hărțuită pe bună dreptate, este subiectul acelui armagedon financiar economia rusească la nivel global într-un efort concertat și de aplaudat fără precedent. În situația asta, Banca Națională dă cursuri nepenalizatoare, adică ieșiți fără să vă deranjeze foarte mult cursul nostru prin aceste intervenții ca să mențină cursul de 4,95 care nu păcălesc pe nimeni, în timp ce economiile din Polonia, Cehia și chiar și Ungaria nu oferă cursuri de ieșire nepenalizatoare pentru capitalurile speculative, inclusiv rusești, pentru că în această perioadă în care vedem nu le mai merg nici cardul unora, este evident că acele capitaluri parcate, poate unele dintre ele parcate cu mult timp înainte să știm noi, încearcă acum să se ducă ghilimele la patria mama, încheia ghilimelele Rusia. Deci din punctul meu de vedere este o divergență stringentă de neacceptat și nu pot să nu fac legătura cu faptul că în economia românească încă mai sunt elemente infiltrate ale tratatului de la Varșovia dinainte de 1989, deci cel puțin din vecinătatea GRU și KGB și unii dintre ei inclusiv la butoane. Deci ceea ce văd pe grafice în acest moment este că Banca Națională oferă cursuri de ieșire blânde, nepenalizatoare, capitalurilor speculative, inclusiv rusești.
Radu, mulțumesc mult. Deja lideri politici, precum Florin Câțu, atrăgeau ieri atenția asupra nevoii impunerii de sancțiuni grupurilor economice prezente pe teritoriul României. Și o informație de ultim moment. Rusia amenință direct Franța. Adesea războiul economic se transformă în război real. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte Dmitri Medvedev atrage atenția Franței după declarațiile privind războiul economic total împotriva Rusiei, că ideea de război economic se transformă în război real. Ion Meioniță, redactor șef Historia, ni s-a alăturat. Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Cum ar trebui să luăm declarația lui Dmitri Medvedev, Ion Meioniță? Bună ziua. Ceea ce se întâmplă, și sunt multe, mai multe declarații în acest sens, arată că Rusia escaladează conflictul, că este lovită de aceste sancțiuni de o duritate fără precedent și răspunde la fel de agresiv, încercând să inducă frică, spaimă în rândul partenerii aliaților occidentali, pe care totuși în unanim au adoptat aceste sancțiuni și sancțiuni care își vor face efectul. Sigur că durează până se va vedea acest lucru. Am văzut primele semne legate de cursul rublei și așa mai departe. Dar probabil că pe termen mediu efectele vor fi cu adevărat paralizante pentru economia Rusiei și de aceea crește nivelul de nervozitate și de agresivitate și apare această escaladare pe care liderii ruși o fac în acest moment. Există, Ion Meioniță, în discursul despre care am tot vorbit, în discursul rostit în urmă cu puțin timp în fața Parlamentului European de președintele Zelenski, o mare doză de emoție și un ton prin care șeful statului ucrainean imploră Europa să nu abandoneze Ucraina. Ne putem aștepta la o mobilizare și mai mare a Europei, care deja trimite armament către Ucraina, după cum au anunțat în ultimele zile liderii europeni? Ceea ce se întâmplă în acest moment în lume, în urma atacului Rusiei asupra Ucrainei, este pur și simplu, cum se spune, game changer. Adică schimbă total fața lumii. În ce sens? În sensul în care a apărut o unitate solidă la nivelul Occidentului, în sensul în care cele două maluri ale Atlanticului s-au unit, în sensul în care au apărut decizii istorice. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva până acum, și anume decizia Uniunii Europene de a livra arme și de a suporta financiar costurile pentru a ajuta Ucraina să reziste, deci sunt aceste achiziții, inclusiv avioane de luptă compatibile cu sistemele ucrainene și cu, pe care piloții ucraineni le pot pilota, care se vor îndrepta către Ucraina. În același timp, o altă schimbare de neconceput, practic, schimbarea unei politici de mai bine de 50 de ani a Berlinului, o politică care a fost întotdeauna împăciuitoristă cu Rusia, indiferent cum s-a numit Rusia, URSS sau Rusia, din anii 70, ostpolitik a lui Willy Brandt, care încerca să acomodeze Rusia pentru a ajunge cumva să aibă o relație bună, astfel încât să poată exista o colaborare între Republica Federală Germania și Republica Democrată Germană Comunistă. Ori iată că această politică s-a destrămat și e o schimbare majoră, în care Germania a anunțat că își mărește fondurile pentru armament, ceea ce era de neconceput, va cheltui 2% din PIB, va livra armament ucrainen, ceea ce refuzase cu câteva zile în urmă, fusese acel refuz
prin care s-ar fi livrat echipament militar german către Ucraina din țările Baltice. Germania refuzase acest lucru tocmai pentru a acomoda Rusia. Iată că vedem foarte bine cum cancelarul german, deși venind de la Moscova în urma acelei întâlniri cu Putin, și-a dat seama că nu mai există nicio cale și practic Germania devine în acest moment un actor extrem de important, ținând cont de economia Germaniei și de puterea sa financiară în susținerea Ucrainei. Un lucru cu totul și cu totul extraordinar. Ambasada Ucrainei la București anunță că de duminică până marți 352 de persoane, inclusiv 14 copii, au fost uciși în conflictul Rusia-Ucraina. Președintele Zelenski vorbea în urmă cu puțin timp în alocuțiunea pe care a ținut-o în fața Parlamentului European despre 16 copii care au fost uciși. Vladimir Ionaș, în cazul unui asalt al Kievului, scenariul pe care toată lumea ar vrea să-l evite, dar care pare de neevitat în condițiile în care acest convoi pe care presa din lumea întreagă îl tot arată la porțile Kievului, în cazul unui asemenea asalt, ne putem aștepta ca numărul civililor care vor cădea victime la acestui război să fie și mai mare? Indiferent când va avea loc acel asalt, evident cu toții am văzut convoiul, modul de operare al trupelor Federației Ruse s-a schimbat. Am început să lovească cu mai multă brutalitate. Dacă până acum au încercat să lovească țintit anumite obiective militare, aeroporturi, locuri care reprezentau un interes din punct de vedere militar, iar din greșeală au lovit de câteva ori anumite clădiri civile, acum se pare că nu prea mai fac această diferență. În Harkov, în Mariupol, în diferite locuri, au lovit clădiri civile, blocuri de locuințe, piețe, fără să mai țină cont de faptul că acolo sunt civili. Am spus de ieri că mă aștept la o astfel de izbucnire, pentru că frustrarea este foarte mare a liderilor Federației Ruse și a celor care coordonează activitatea militară. Au avut o strategie greșită, se așteptau la cu totul altă reacție din partea cetățenilor, civililor din Ucraina și a armatei ucrainene. Iată că s-au înșelat. Și acum, pe fondul tuturor restricțiilor, pe fondul faptului că Vladimir Putin este la colț, este ca un câine turbat la colț și știm cu toții că atunci mușcă cel mai rău, cred că, din păcate, modul în care vor ataca va fi mult mai dur și pierderile, inclusiv de vieți omenești ale civililor, va fi mult mai mari. Din păcate, nu cred că mai țin cont de faptul că vor fi acuzați de crime împotriva umanității, de genocid, pentru că deja lucrul ăsta este valabil. Tocmai de aceea consider că lucrurile vor fi mult mai dure în perioada următoare, în zilele următoare. Am văzut că și foarte mulți analiști din Statele Unite și din Marea Britanie spun același lucru, că lucrurile se vor precipita, pentru că cea mai mare parte a armatei Federației Ruse și dotările pe care le aveau au fost ținute la graniță și de-abia acum au făcut pasul către Ucraina. Deci, probabil vom avea un număr mult mai mare de victime. Din fericire, mulți dintre ucrainieni din zonele de conflict, femeile și copiii au reușit să plece, dar cu siguranță mai sunt mulți care, din păcate, vor avea mult de suferit. Domnule Todeliciu, o analiză publicată de NBC News, analiști americani consideră că Putin ar putea avea, dacă nu cumva are, explozii neobișnuite de furie. A fost un citat împotriva unor persoane din cercul său intim în legătură cu stadiul campaniei militare, în timp ce economia rusă se clatină sub aceste sancțiuni. Forța militară rusă a traversat o perioadă care le-a permis ucrainienilor să reziste și să fie optimiști în legătură cu ceea ce ar putea să urmeze. Ei bine, Putin ar fi avut excese de furie la adresa subalternilor. Un Putin izolat nu doar în urma sancțiunilor, dar autoizolat în ultimii 2 ani de pandemie, în care s-a dus foarte rar la Kremlin, s-a întâlnit foarte rar cu oamenii. Toată lumea comentează această poziționare la mesele acelea uriașe, sublinind nevoia lui Vladimir Putin de a se ține la distanță de oameni. Explozii de furie care ar putea să ducă la ce?
domnule Todeliciu, nu suntem în mintea lui Vladimir Putin, din ce în ce mai mulți spun că avem de-a face cu un dictator paranoic, dar mai există cineva care ar putea să echilibreze punctul de vedere al lui Putin acum la Kremlin? Este o întrebare foarte înțeleaptă. Cred că încet, dar sigur, chiar și prietenii occidentali ai liderului de la Moscova încep să îl părăsească. Ceea ce astăzi m-a uimit este că chiar și lobbyistul șef în Germania al companiei Gazprom, fostul cancelar Gerhard Schröder, despre care știm că este un aliat și un prieten al lui Putin, a început să-și piardă angajații. Șeful lui de birou, pe care îl avea de pe vremea când era cancelar, între 97 și 2004, l-a părăsit și a plecat și a declarat că este nemulțumit de poziția lui Schröder de a fi încă pe partea lui Putin. De asemenea, știm că dirijorul Valeri Gergiev, tot un prieten al acestui dictator odios care este Putin, a refuzat să se dezică de el, ceea ce a făcut ca astăzi Filarmonica din München să-l dea afară pe cel care îi era prim dirijor. Asistăm la un moment în care prietenii lui, cel puțin cei pe care îi știm din Occident, că vorbeam de o șrederizare, acei lideri politici care după perioada activă au devenit lobbyiști și susținători și Austria are și ea destui care încă nu s-au dezis de el, probabil că aceștia îl părăsesc încet încet, ceea ce face ca Putin probabil să aibă acele accese de furie de care dumneavoastră ați amintit. CNN notează, Ion Meioniță, faptul că prioritatea zero pentru serviciile de informații americane este să înțeleagă în acest moment starea de spirit și starea sănătății mentale a lui Vladimir Putin. Serviciile de informații occidentale au în acest moment această țintă, pentru că de asta depinde măsurile, de asta vor depinde măsurile pe care Vladimir Putin le vor lua. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă atunci când serviciile cele mai performante de informații ale planetei au ca țintă să înțeleagă starea de spirit a unui lider precum Vladimir Putin? Este extrem de important să înțelegi cum gândește un om care are puterea și un om care are puterea absolută într-o țară care are cel mai mare arsenal de arme nucleare. Așa încât, pentru că este o problemă, încă o dată, să punem lucrurile despre ce vorbim totuși. Sigur că vorbim despre Ucraina și despre 45 de milioane de oameni atacați în orașele lor și în casele lor. Dar vorbim despre libertatea întregii lumi și nu numai despre libertatea întregii lumi. Vorbim despre existența în continuare a lumii. Nu sunt cuvinte prea mari, prea deplasate. Pentru că Putin este singurul lider care, de când există arma nucleară, a amenințat că o va folosi după încheierea celui de-al doilea război mondial. Deci nimeni n-a făcut așa ceva, nici măcar lider, nici măcar Stalin. După ce a dobândit arma nucleară, n-a amenințat vestul că va declanșa apocalipsa. Ori Putin o face foarte cu sânge rece în acest moment, spunând că oricând este posibil așa ceva și ridicând arsenalul nuclear în stare de alertă maximă. Așa încât vă dați seama că discutăm despre viitorul speciei umane și al planetei Pământ în ceea ce privește viața pe această planetă. Asta este realitatea cu care avem de-a face în fiecare zi. Și atunci putem să ne gândim ce, dacă și asumă un asemenea risc, dacă a jucat la un asemenea grad de periculozitate atacând Ucraina, în ciuda tuturor vizitelor pe care le-a primit acolo, la acele mese atât de lungi, într-un ridicol absolut, pentru că este un ridicol absolut așa ceva, un lider care amenință existența lumii, care stă la 5 metri de invitații săi, ca nu cumva să ia virus sau cine știe. Deci izolat complet, care trebuie
trăiește într-o altă lume. Deci, în mod normal, te gândești că nimeni nu și-ar pune problema utilizării armelor nucleare. Ei, iată că acum cred că mulți se gândesc la așa ceva, mai ales dacă ne aducem aminte și a fost readusă în actualitate declarația pe care a făcut-o cu ceva timp în urmă într-un documentar în care spunea că dacă ce rost are lumea dacă Rusia nu-și găsește locul în această lume, adică locul care îi se cuvine Rusiei în viziunea lui Vladimir Putin. Ori dacă gândești așa că ce rost are lumea, evident că poți să te gândești că sunt niște raționamente care depășesc modul în care noi percepem lumea. Așa încât sigur că își doresc să înțeleagă acest lucru, dar cred că practic n-are nicio importanță. Important este că acest om conduce Rusia și a dat ordinul activării armamentului nuclear și acum, în aceste momente, a declanșat un război total împotriva Ucrainei. Într-adevăr, așa cum spuneați mai devreme, este un război, cum s-a întâmplat în al doilea război mondial sau în Siria acum, în care practic este nivelat, sunt nivelate orașele prin bombardamente, populația ucisă, se răspândește teroarea, nu mai este o intervenție în care vine o coloană de blindate, se duce și primește flori și schimbă conducerea Ucrainei. Nici pe departe. Este un război clasic, total, în care se folosesc arme de mare, cu mare putere de nimicire împotriva orașelor și populației ucrainene. Scene absolut istorice în urmă cu puțin timp, în urmă cu mai puțin de oră în Parlamentul European. Toată lumea în picioare, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, toți oficialii europeni în picioare în fața ecranului pe care s-a proiectat imaginea președintelui Zelenski. Aș dori să-mi permite să fac și eu o precizare cu privire la starea de alertă, așa zis, maximă declarată de Putin. Imediat, domnule Todeliciu, pentru că în momentul acesta ne-au sosit aceste imagini. Nu știu dacă le vedeți, președintele Zelenski este, după cum spuneam, mai obosit, mai tras la față, cu privirea mai pierdută. În mod evident, toate aceste zile și-au lăsat o amprentă grea, foarte grea. Dacă e să analizăm imaginea președintelui Zelenski așa cum am putut să urmărim pe parcursul acestor zile, vedem o degradare cel puțin la nivel fizic, chiar și vocea este mai slăbită. Vladimir Ionaș, vorbeam despre această înregistrare proiectată și aplaudată îndelung de liderii Parlamentului European, care arată, după cum spuneam, o stare de spirit, o stare fizică, nu de spirit, pentru că spiritul este viu și combatant în continuare. Nu ne vom lăsa, deși suntem constant atacați, spune Zelenski. Cum credeți, totuși, pe Zelenski, cine l-apără? Că de câteva zile mă tot gândesc cine l-apără pe acest om care este ținta numărul 1 a lui Vladimir Putin, a trimis o armată de mercenari pentru a-l ținti. Cine îi asigură lui protecția? Vladimir Ionaș. Probabil sunt trupele speciale ale Ucrainei care oferă protecția locului în care se află, pentru că nu știe nimeni clar unde se află și e foarte bine că nu știe nimeni clar unde se află. Sunt Zelenski. Problema este că eu m-am uitat, de exemplu, astăzi și la discursul lui Sergei Lavrov de la ONU, da. Discurs ținut printr-o videoconferință, și chiar dacă nimeni nu l-a mai ascultat, pentru că toți liderii europeni și toți liderii lumii occidentale au boicotat discursul acestuia, a spus un lucru foarte important pentru războiul din Ucraina, și anume că nicio sancțiune nu va schimba percepția Federației Ruse despre Ucraina. Deci, din păcate, acest război va fi unul de foarte lungă durată, presiunea pe Ucraina va continua. Probabil de aici și speranța președintelui Zelenski că Uniunea Europeană sau NATO pot schimba ceva din drumul acesta, pentru că trebuie să fim conștienți că un război de foarte lungă durată va aduce pagube uriașe Ucrainei și va fi foarte greu să supraviețuiască, să treacă
peste aceste pagube. Evident că și Federația Rusă suferă, dar văd că sunt dispuși să treacă prin această suferință. Depinde cât de mult va suporta populația din Federația Rusă, pentru că eu în acest moment nu văd nici oligarhii, nici pe nimeni altcineva capabil să schimbe, să-l facă pe Vladimir Putin să facă un pas în spate, în afară de FSB, care nu știu dacă are interesoasă, și populația printr-o revoluție, prin prezența peste 1 milion de oameni în stradă. Președintele Zelenski îndelung aplaudat în Parlamentul European, după cum vă spuneam. Domnule Todoriciu, Europa a devenit ceea ce nu credea vreodată că va deveni. A devenit o uniune care la unison, de comun acord, a luat decizia să cumpere armament și să-l trimită către acești oameni. În momentul acesta, Uniunea Europeană, și despre Uniunea Europeană se poate vorbi într-un context diferit. Noroc că există NATO, care a ajutat Europa și nu Uniunea Europeană și Germania să se gândească de două ori și să ia această înțeleaptă decizie. Aș vrea să fac o precizare. Nu cred că este în interesul nostru ca să speriem auditoriul respectiv, telespectatorii. Starea de alertă maximă nu este de fapt cea maximă și această stare de alertă a armamentului nuclear a mai fost odată folosită la intimidare de către ruși, exact în 2014, când a fost vorba despre ocuparea ilegală și samavolnică a peninsulei Crimea. Pentru că vreau să vă spun un lucru, de azi dimineață la televiziunea austriacă, dar și pe câteva posturi germane, diferiți analiști militari, chiar și ofițeri superiori activi ai armatei germane și austriece, încearcă să explice oamenilor că nu au de ce să se teme de această situație, așa zisă expunere la un eventual atac nuclear a unui posibil al treilea război mondial. De ce? Pentru că există NATO, pentru că altfel nu putem discuta la ora asta că cum că Uniunea Europeană ar avea o putere militară. Deci e foarte frumos ceea ce face Uniunea Europeană, dar noroc că există NATO. Până și în Austria jurnaliștii au ajuns la această concluzie. În țara neutră numită Austria. Da, în condițiile în care Ion Meioniță, după cum spuneam, portretul psihologic al lui Putin face obiectul studiilor aprofundate și minuțioase ale celor mai reputați și profesioniști profiler din serviciile de informații americane și occidentale, atunci când spune Putin arma nucleară, ar trebui să râdem? Nu, evident. Dar nici să nu speriem lumea spunând că este... Nu sperie nimeni lumea. Asta este realitatea, nu speriem lumea. Să fim serioși, suntem în NATO și avem umbrela NATO de protecție. Iată, vin trupele franceze în România, grupul de luptă, dar nu putem să spunem că ridicarea nivelului de alertă nucleară la maximum în Rusia reprezintă așa o joacă. Haideți să privim lucrurile în față și să ne pregătim ca să rezistăm în fața acestor atacuri, care sunt și atacuri psihologice ale Federației Ruse, care încearcă să înspăimânte populația, să o facă să creeze breșe. Și pentru că întrebați cine îl apără pe Zelenski, sigur că sunt trupele care îl apără, dar Zelenski este apărat de poporul ucrainean. Dacă n-ar avea în spate milioanele de ucraineni care luptă pentru patria lor, ar fi fost ce a crezut Putin că se va întâmpla, că armata roșie, da, armata Rusiei va fi primită cu flori și că îi vor elibera pe ucraineni de, cum zice Rusia, de naziști. Dar nu se întâmplă așa ceva, pentru că întreaga populație ucraineană, ați văzut întâlnirile cu coloanele blindate ale rușilor când ies în stradă și le strigă: aici este orașul nostru? Absolut impresionant. Ce mai, când stai în fața tancului și îi strigi: e strada mea, în rusă, că normal că ucrainenii vorbesc rusă și știu rusește, și le strigă soldaților: ce căutați pe strada mea? Duceți-vă acasă. Absolut impresionant. Și tranșele pe care le sapă, adică, oamenii. Avem de-a face cu un război neprovocat în niciun fel de Ucraina, care este martirizată în acest moment. Este
Orașele îi sunt transformate în ruină, numai pentru că Federația Rusă vrea să-și refacă imperiul. Și pentru că vorbeam, Ion Ionită, realitatea cu care ne confruntăm. Pentru că vorbeam despre armele nucleare, foarte interesantă opoziția lui Sergei Lavrov exprimată în urmă cu puțin timp. Rusia cere Statelor Unite să returneze armele nucleare din Europa și să distrugă toată infrastructura asociată cu aceste arme. Citez, este inacceptabil pentru noi ca, în ciuda prevederilor fundamentale ale Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare, să existe încă arme nucleare ale Statelor Unite pe teritoriul mai multor țări europene. Practică vicioasă a comunității nucleare, spune Sergei Lavrov, aflat la Geneva, după cum spuneați. Așadar, disputa aceasta în jurul nuclearului escaladează și devine în fiecare zi... Dacă îmi permiteți, vedeți că despre asta vorbim. A început, gândiți-vă, a început conflictul plecând de la așa zisele republici separatiste. Deci o miză extrem, extrem de mică. Da. Pe urmă, Putin le-a recunoscut. Pe urmă a spus că, deși toți spuneau, nu va recunoaște, nu va face. Pe urmă, că a trecut granița, că se limitează la Donbas. Nu s-a limitat la Donbas. Pe urmă, a atacat Kievul, a atacat Odessa în sud, atacă pe Harkov, toate cele trei direcții. Harkovul. Acum vrea toată Ucraina. Acum nivelul a ajuns la armele nucleare americane. Deci unde vreți să... Unde credeți? Credeți că s-a dus pentru... Nici măcar pentru Ucraina nu mai este acum miza. Miza este mai sus și vorbește numai despre armele nucleare. Absolut. Este o zi extrem de importantă. S-au petrecut lucruri incredibile în această după-amiază. Întoarcem după câteva minute de publicitate. Câteva minute de la ora 15, președintele Klaus Iohannis va face declarații de presă la finalul ședinței CSAT pe tema Ucrainei. Le urmărim pe B1 TV. Rămânem împreună!